Prima referire la turism a făcut-o consilierul Constantin Buduru, cel care a avut și el o intervenție atunci când se discuta despre acordarea de sprijine financiare pentru biserici. Buduru a încercat să fie cât mai convingător și, într-un fel, chiar a reușit, mai ales că a inventat ad hoc un nou concept pentru turism și anume turismul mortuar. Pe vremea comunismului era foarte puțin biserici. Acele biserici făceau ca pe ultimul drum sau când era un eveniment, o nuntă, un botez, acei oameni să facă un turism mortuar, un turism de nuntă, un turism de botez. Fiecare. Nu te trece apa, dar vreau să vă spun că lumea și 8 km pe jos după un mort și majoritatea mor la vârste Nu a trecut mult timp și a apărut în sală, în plină desfășurare a ședinței, consilierul municipal Ionel Dinu. Cunoscut pentru stilul său original, Dinu a fost ca un turist venit la plimbare. A trecut nonșalant prin sală, salutând în stânga și în dreapta și după 2-3 minute a ieșit la fel de relaxat. După acest episod, președintele Vasile Mustățe a intervenit pentru a putea continua ședința, iar aceasta chiar a continuat ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic.